Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Vă promiteam ieri că astăzi o să ne întâlnim cu domnul primar și așa s-a întâmplat, dar înainte de a vă face, cunoștință, ca să zic așa, cu domnul primar, trebuie să vă spun că astăzi am avut o discuție cu doamna Crăciunoiu, care m-a contactat de dimineață, chiar foarte de dimineață, dar asta nu e o problemă, că la ora 8 sunt deja la servici. Și am avut niște controverse, discuția dintre noi rămâne între noi. Problema este că domnia sa a acceptat și sper să se țină de cum, sper că am înțeles eu bine, dar așa mi se pare că a acceptat, că ca să intre în emisiune, pentru că domnia sa spunea că și ieri a încercat de 4 ori să intre, dar asta e, dacă avem audiență, avem audiență, nu putem să intrați așa oricum. Dar astăzi o să o sunăm noi pe doamna Crăciunoi în partea a doua emisiune, să avem și punctul domniei sale de vedere. Ce-i drept, eu o rugase să-mi trimită și înscris pe mail, nu mi-a trimis, dar nu-i nicio problemă, accept și așa numai să spun odată ce are de spus și să încercăm să deblocăm această situație, pentru că până la urmă toți ploieștenii avem de suferit pe mai multe paliere. Așadar, invitatul meu de astăzi este nimeni altul decât domnul Adrian Dobre, primarul municipiului Ploiești. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara și bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Trebuie să spunem că noi la ultima întâlnire stabilisem să veniți și cu ceilalți doi colaboratori ai dumneavoastră cu care vă înțelegeți foarte bine, și anume domnul primar Ganea, domnul viceprimar Ganea și domnul viceprimar Pană, dar domnile lor sunt în concediu și într-o altă, promisiunea rămâne promisiune, sper că într-o altă emisiune să ne întâlnim cu toții și să discutăm chiar sub mai bune auspicii, adică să fiți mai, chiar vreau să începem așa până la urmă, să ne spuneți, sau mai îmbunătăți relațiile dintre dumneavoastră și domnii viceprimari? Eu zic că modul în care anumite lucruri se desfășoară în primărie demonstrează că există colaborarea la nivelul conducerii administrației ploieștene și, deși, dacă e să discutăm de problemele cu care se confruntă ploieștenii pe nedrept, mă refer aici la tot ceea ce înseamnă și partea aceasta de deratizare, de dezinsecție, de problemele cu țânțarii și cu căpușa și așa mai departe, poate că lucrurile acestea ar transmite mesajul că nu se întâmplă așa. Dar activitatea primăriei, deși în 2016 primăria municipiului Ploiești trece pentru un an foarte dificil și din punct de vedere bugetar și din punct de vedere al problemelor cu care ne confruntăm și, din păcate, ploieștenii chiar nu meritau să treacă prin lucrurile acestea, da, nu reflectă aceasta, să spunem, îmbunătățirea colaborării la nivelul conducerii administrației ploieștene. Din păcate, dar acum... Da, din păcate. Aș fi vrut să începem cu CSM, dar dacă tot ați vorbit noastră de deratizare, aș vrea totuși să zic un lucru. Cu tot respectul, pâinea și cuțitul stau în mâinile dumneavoastră și ale consilierilor locali și ale viceprimarilor, bineînțeles. Neutralitatea asta nu și-are rostul. Mie se pare că vorbim de o neutralitate, înțelegerea față de ploieșteni, ok, empatizăm cu toții. Problema este că suntem cu toții ploieșteni, dar cei care pot dispune niște măsuri sunteți dumneavoastră și consilierii locali. Consiliul local este autoritatea deliberativă, nu? Acolo puteți delibera și aproba hotărâri care să rezolve aceste probleme. Vreți să intrăm pe zona... Haideți să intrăm, dacă am discutat de secție, să intrăm pe zona asta. Da. Indiferent de deciziile pe care un consiliu sau niște consilieri le au în cadrul Consiliului Local, ele trebuie să fie în conformitate cu legea din România și cu respectarea legalității în absolut toate aspectele. Din păcate, există această discuție legată de, apropo de contractul de... deratizare, dezinsecție, dezinfecție, care înseamnă problema cu țânțarii, problema cu șobolanii și așa mai departe, și problema cu gândași căpușe. Din păcate, există această situație legată de legalitatea prelungirii acestui contract, în care direcția economică din cadrul primăriei susține că nu este legal, direcția juridică are un alt punct de vedere. Această situație ar fi putut fi, să spunem, ușor clarificată, în condițiile în care niște instituții ale statului, care sunt instituțiile abilitate să dea un răspuns clar, ferm, concret la această speță, ANAP, de exemplu, da? Sau NRSC, să spunem, da? ANAP, Agenția Națională pentru Achiziții, ar fi venit și ar fi dat un răspuns ferm, da, domne, nu se putea prelungi contractul, sau da, domne, se putea prelungi acest contract, nu o fac.
Nu vreau să iau neapărat apărarea colegilor din cadrul primăriei, dar să știți că atunci când și eu ca persoană primesc un răspuns cu citate din lege sau un răspuns în care eu pun întrebare și de fapt mi se răspunde altceva, nu mi se pare normal. Vă opresc un pic pentru că aș vrea să știu un lucru. Ați făcut referire și era o temă pe care aș fi adus-o și vreau să o aduc în discuție, și anume faptul că a spus că virgulă, compartimentul juridic are o altă părere. Care e părerea compartimentului juridic? Pentru că în ordinul Ministrului de Finanțelor Publice 923 se impune și părerea compartimentului juridic, nu numai acelui financiar. Părerea compartimentului juridic a fost că prelungirea contractului nu ridică probleme de legalitate. Ridică sau nu ridică? Nu, că nu ridică, nu ridică probleme de legalitate. Dar acest răspuns al compartimentului juridic s-a bazat la rândul lui pe un răspuns venit de la această Agenție Națională pentru Achiziții Publice, care spunea, de fapt, tema discuției până la momentul prelungirii contractului a fost depășirea acelei sume care a fost prevăzută inițial în contract. De fapt, nu a fost prevăzută în contract, dar a fost prevăzută în documentele care au stat la baza licitației. De exemplu, suma inițială, valoarea inițială estimată pentru acest contract a fost prevăzută în fișa de date, un element, un document important pentru desfășurarea procedurii de licitație. Bun. Această agenție alături de ANRSC au spus că nu este o problemă pe perioada desfășurării, derulării contractului să fie depășită. Atât timp cât suprafețele respective care au fost inițial puse au fost majorate pentru că mai au apărut alte caracter repetitiv. Care trebuiau... Nu poți să știi dacă se mulțesc sau nu se mulțesc mai repede. Numărul de treceri cu soluțiile respective, așa cum a venit și o recomandare a Institutului Cantacu Zinom. Da? Da. Numai că niciun răspuns venit de la, să spunem, ANAP sau ANRSC nu au vorbit niciodată de posibilitatea de a prelungi acest contract în condițiile în care această valoare a fost depășită. Deși a fost prevăzută inițial în contract că se poate prelungi contractul cu jumătate plus 1. În momentul în care am pus direct, clar, această întrebare către ANAP, răspunsul a venit, noi am verificat contractul pe perioada celor 5 ani. Deci perioada din 2010 până în 2015, perioada inițială a contractului, da, termenul inițial al contractului. Da. Și n-a venit să ne spună clar ce se întâmplă cu actul adițional în următorii 2 ani jumătate. Care de aceea am revenit. Care s-au stabilit prin act adițional. Care a fost aprobat prin hotărâre de Consiliul Local. Nu? Da. Și atunci... Iertați-mă, că vreau să, ca oamenii să înțeleagă foarte clar. Da? Deci avem o hotărâre de Consiliul Local care a aprobat un act adițional de prelungire a contractului inițial de 5 ani. Da? Da. Nu s-a mai practic lucrul ăsta, a trecut peste organizarea unei licitații de delegare de gestiune a acestui serviciu. Nu? S-a considerat, probabil, nu știu, că e bun, că nu e bun, dar s-a făcut un act adițional. Da? Este legal acest act adițional? Că de aici pornim. Dacă este legal acest act adițional, de ce ne cantonăm în... Și cu permisiunea noastră, o să și citesc ce au spus, ca să vă vină și în sprijin totodată. Sinteza a ceea ce spune ANAP-ul pe 29 martie, ca să nu creadă doamna Crăciunoiu că nu le citim pe amândouă, spune așa, pe care de este adresa din luna martie. Din martie și eu am și pe cea din 20 iulie. Dar da. Întâi eu citesc pe cea din martie, care spune, pe care de consecință, în speța dată, apreciem că depășirea valorii contractului de concesiune pentru activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție și colectare, transport, neutralizare, cadavre de animale de pe domeniul public este întemeiată și se justifică în temeiul unor prevederi. Deci este întemeiată și se justifică în temeiul unor prevederi a căror posibilitate de aplicare a fost prevăzută încă de la început, atât în documentația de atribuire cât și în contractul încheiat, o astfel de modificare neaducând atingere dispozițiilor legale în baza cărora a fost atribuit contractul respectiv. Asta spune inițial, în prima fază. Da? Deci, corect, practic dă dreptate să poate face, să putea da viza de control financiar preventiv. Suntem în martie. Martie. Nu s-a dat nicio viză. Da? Vine 20 iulie, de când sunteți dumneavoastră primar. Și în sintetice, în acest sens, din document, deci nu mai citesc două pagini, citesc doar
ce e important ca să rețină telespectatorii, zice așa, în acest sens, din documentele analizate a reieșit că modificările contractuale intervenite care au generat creșterea tarifelor și implicit depășirea valorii estimate s-au produs pe parcursul perioadei de derulare a contractului de concesiune stabilit inițial de 5 ani, fără ca aceste modificări să implice și o prelungire a duratei contractuale. Da? Deci aici vine și contrazice practic ceea ce a zis. De fapt, nu. Dânșii spun că au verificat această legalitate a depășirii acestei valori estimate inițiale a contractului decât pe perioada celor 5 ani termenul inițial al contractului. Bun, dar nu vine să ne spună în clar, domne, ce facem acum? Sau dacă este legal acum? Asta nu ne spune. Dar vedeți, dumneavoastră, lucrurile nu trebuie să văzute numai din perspectiva asta. Din păcate, situația asta este din luna octombrie anul trecut. În luna octombrie au fost făcute o serie de lucrări, s-au executat o serie de prestări de servicii de către acest operator și în momentul în care s-au emis facturile, ele n-au mai fost plătite. E vorba eu de ce aici sumă? Am avut 1.400.000, dacă nu mă înșel în memorie, de lei. De lei. Până în momentul de față. Bine, au fost mai multe comenzi făcute și suma... Comenzi făcute de primărie. De primărie, prin regia autonomă de servicii publice. Adică corect. Nu s-a făcut nu, de la sine putere, n-a venit firma respectivă. N-am venit să disculp într-un fel sau altul ceea ce s-a întâmplat în cadrul primăriei. Sunt niște și ceea ce reale. Se întâmplă. Și ceea ce se întâmplă în momentul de față. Da. Bun. Și pentru toate aceste comenzi, suma estimată este de 1.400.000. Problema este că din octombrie, o lună în care problemele legate de deratizare, de dezinsecție, dezinfecție, da, nu sunt acute, să spunem. Da? N-ai probleme cu țânțarii, n-ai problema cu căpușii. Vorbim de perioada aia, octombrie, noiembrie, decembrie, când ei nu există, februarie, practic. Din martie încep să zicem că apar aceste probleme. Da? Și se mulțesc. Din păcate nu s-au luat niște decizii, pentru că actul adițional nu spune că se prelungește contractul cu 2 ani și jumătate. Actul adițional spune că acest contract se prelungește până la o nouă delegare a serviciului. Da. Deci se puteau, dar nu mai mult de 2 ani jumate, deci se puteau întreprinde acele măsuri astfel încât să se pornească o nouă procedură de delegare a acestui serviciu, de concesionarea lui, da? Da. După situația respectivă și astăzi, după atâtea luni de zile, sunt aproape 10 luni de zile, puteam avea un contract nou, cu un termen nou, cu valori inițiale estimate noi și nu ne aflam în situația asta. Din păcate, din luna martie, de când începe să apară această problemă cu țânțarii, cu șobolanii, cu căpușele, cu azgândași și așa mai departe, da? Toată lumea n-a mai făcut nimic și acum... Ele se decontează normal, cu cât trece timpul, s-au mulțit mai mult decât s-a permis. Eu de asta am venit și am spus la început că ploieștenii nu trebuiau și să suporte astfel de lucruri. Că pe lângă o decizie pe care putea sau nu putea să o ia această doamnă director, doamna Crăciunoiu, da? Există o să mai rog colegii să pună poza dânsei pe este plan. Și faptul că în interiorul conducerii primăriei, nu s-au făcut demersurile și nu s-au produs acele măsuri care să fi dus la finalizarea încheierii unui nou contract. Domn primar, eu sunt un tip pragmatic de felul meu, da? Revin la ce am spus mai devreme. S-a aprobat prin hotărâre de Consiliu în act adițional, citesc acum exact articolul 1 la care ați făcut, ca să se știe exact, da? Deci așa, durata contractului se prelungește, începând cu data de 17.08.2015, vorbesc de un act adițional. Până la finalizarea procedurilor de achiziție publică și încheierea noilor contracte de delegare de gestiune pentru toate activitățile prevăzute la articolul 2.1 din contract, dar nu mai mult de 2 ani și 6 luni. Exact ce a spus asta, dar eu am vrut să fie exact textul. Da? Și vin și spun, dom'le, s-a făcut acest contract, s-a parafat, s-a semnat, s-a aprobat de către... Nu zic toți consilierii, că nu mai știu exact minuta ce spune, că n-or fi fost toți. Poate unii s-au opus. Domnul Palaș a fost ieri aici și a spus că s-a opus. A fost printre cei care s-au opus în Consiliul Local. Dar este aprobat, da? În momentul ăsta este în vigoare. Și nu în momentul ăsta, din 17-8-a, da? Ploieștenii suferă pentru că n-a fost pus în aplicare acest act adițional bun, prost, dar aprobat prin Consiliul Local, da? Și nu s-a putut face nimic, nici în martie, nici în aprilie, nici în iunie, nici în iulie, nu se poate. De ce? Pentru că, din păcate, sunt nevoit să mă refer la doamna Crăciunoiu,
acel control financiar preventiv, viza de control CFPP-ul, dacă e control financiar preventiv propriu, această viză nu este dată. Doamna Crăciunului se încăpățânează să ne... Ok, pot înțelege, dar a venit cu vreo soluție? Eu asta vă întreb. Eu respect punctul dumneavoastră de vedere. Aici am avut o discuție legată cu doamna Crăciunului și chiar nimic. Am reproșat acest lucru, faptul că dânsa, dacă atunci a considerat acest contract nu este legal, trebuia să-l denunțe. Lucru pe care nu l-a făcut. Atunci, aici este, aici putem spune că are o culpă. Atunci când? În momentul în care n-a mai pus viză. Nu, în momentul... Nu. Pentru că în momentul respectiv dânsa nu era în instituția primăriei. Bun, trebuie să spunem și lucrul ăsta. A revenit în instituția. A avut un litigiu de muncă. A avut un litigiu de muncă pe care l-a câștigat în instanță și a revenit în primărie. În septembrie actul, și actul adițional a fost în august și dacă nu mă înșel, dânsa a revenit în septembrie. Bun, atunci trebuia dar, ce a revenit. În opinia mea și asta am și spus doamnei Crăciunului și am reproșat, este această situație că dânsa ar fi trebuit să denunțe la momentul respectiv acest contract. Bun. Acest act adițional. Acest act adițional. Da, trebuia să lucru pe care l-am făcut. Poate până acum s-ar fi clarificat această situație. Ok. Bun, asta este un aspect. Revin și la al doilea aspect. Ceea ce trebuiau să facă atât conducerea primăriei, cât și Consiliul Local, da, Comisia de Specialitate, acel comitet care trebuia să elaboreze documentația necesară pentru o nouă procedură, da, și care octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, n-au făcut. Trebuie să le aducem aminte telespectatorilor că în perioada până în decembrie a fost un alt viceprimar, a fost un viceprimar care s-a numit Iulian Teodorescu, după aia a fost schimbat cu Ganea, care a venit în ianuarie, da? Până când dumneavoastră ați câștigat mandatul de primar. Da? Deci, ca să clarificăm foarte bine. Eu am făcut o serie de pași. Am constituit acest comitet pentru a derula această procedură, da, de licitație pentru concesionarea serviciului. Am început o serie de demersuri pentru achiziție directă, pentru a rezolva de urgență problema, măcar până încep școli. Deci am făcut acești pași. Domn primar, aș vrea să revenim la lucrul ăsta, că nu vreau să o lăsăm așa și trebuie să, ca oamenii să știe ce pași ați făcut, dar trebuie să vă spun și ce pași, ce reprezintă acești pași în viziunea legală a lucrurilor. Din ce am avut discuții marți cu reprezentanta firmei de dezinsecție, ca să vă spun niște lucruri și să vedeți că s-ar putea să nu se rezolve așa cum doriți. Avem un telefon și cu permisiunea noastră o să vedem cu cine stăm de vorbă. Bună seara! Cu cine avem plăcerea? Să-l întreb și eu pe domnul primar. Da? Ce se întâmplă cu cartierul ăsta Victor Rosenthal? Așa. În ce sens ce se întâmplă? Deci nu e asfalt. Canalizare și asfaltare. Da, era un an. Am înțeles. Bun, mulțumesc. Nu este asfalt. Pe unele străzi nu e apă potabilă. Canalizări. Deci a spus dânsul când a fost pentru alegeri că vine să ne facă, să ne ajutor din ăsta, ne face și nouă un pot pe Tâmpu. Văd că se uită de acest cartier. Eu îmi notez și deci acum... Toți care au fost primari au venit toți ca să le dăm voturi și toate astea și văd că uită. Bun, haideți să vedem, are de-abia două luni, nu săriți așa că... Să vedem. Noi o să facem emisiuni în continuare. Nu știți cum fac, cum au făcut cam toți. Dom'le, noi suntem aici ca să nu-i lăsăm să facă așa. Și-au bătut joc de noi, mai ales de cartierul acesta. Haideți să vedem ce are de spus. Veniți să vedeți. Stați un pic. Ziceți. Veniți să vedeți ce a făcut domnul Ganea și a bătut joc de acest cartier. A băgat niște pietre. Deci, dacă vin cu un copil mic, cu cărucior, nu am fost să traversez, așa zis, trotuare care... Sunt făcute de acum 10 ani. Domnul meu, n-aș vrea să politizăm. Îl avem pe domnul primar aici. Dumnealui o să spună punctual, a reținut despre ce este vorba și vă spune dacă sunt lucrări estimate pentru perioada următoare. Vă mulțumesc mult pentru intervenție și vă aștept să-l felicitați peste câtva timp, sper, după ce va fi rezolvat problema. O seară bună. Nu cred, vă spune că tot așa o să rămână. O să rămânem cu numai cu promisiunile. Haideți așa să vedem. Am promis cam toți. Domnul meu, haideți să vedem. Să-i dăm prilejul. Uitați să vedeți.
Haideți... O să vedeți, bun. O să veniți peste 6 luni sau peste un an de zile, tot așa o să fie acest cartier. Vă promit că o să vin peste un an de zile și chiar să, o să-l pistonez și eu pe domnul primar să facă ceea ce v-a promis, ziceți în campanie. Da? Vă mulțumesc mult de tot și așteptăm răspunsul domnului primar. Da? Vă mulțumesc mult, o seară bună. Domnul primar, Victor Rozental. Pindă Rozental este un cartier care poate fi încadrat într-un cartier defavorizat pe conceptul Uniunii Europene. Există axa 4, axă prin care se pot realiza elemente de infrastructură subterană și supraterană pentru cartierele respective. În momentul de față, chiar în cursul zilei de marți, săptămâna aceasta, am fost la Călăraș, la ADR Sud-Muntenia, cei care gestionează aceste fonduri. Municipalitatea, printr-un algoritm de calcul, are 45 de milioane de euro pe care le poate folosi pentru genul acesta de... Din finanțare europeană, bani pe care poate să-i folosească și pentru genul acesta de lucruri. Este o prioritate pentru noi, cartierul Victor Rozental, pentru că, într-adevăr, mai sunt câteva cartiere, să spunem, mai mari, care au rămas fără această infrastructură, mă refer la canalizare, la apă, la asfalt. Mai este și cartierul Râfov, mai este și cartierul Mitic Apostol. Și sunt lucruri pe care noi... Și le-ați prins pe toate? Da, avem variante de finanțare pentru fiecare. Practic, discuția cu ADR Sud-Muntenia pe zonele astea a fost? Infrastructură, și zonele acestea, discuțiile sunt mult mai largi, ele privesc și modalități de creștere a eficienței energetice și de, la nivelul primăriei, posibilitatea de a avea un transport cât mai ecologic în municipiul Plăjdă, sunt posibilitatea de a crește nivelul de mobilitate în municipiul Ploiești și sunt o serie de proiecte pe care le avem în vedere, dar vreau să-i spun asta domnului. Bun, peste un an de zile... Să știți că și eu sunt o persoană sinceră. Peste un an de zile nu se va întâmpla nimic și vă spun și de ce. Dacă mergem pe modul acesta de finanțare. În luna decembrie anul acesta va apărea ghidul... Să știți că mai avem un telefon, dar terminați-vă ideea. Da, apare ghidul, ghidul pe baza care... Nu, se va deschide axa pe baza care, axa pe baza care putem accesa acești bani. Axa 4. Axa 4. Da, ea devine funcțională, adică se pot depune proiecte de-abia anul viitor, în martie sau aprilie. Bun. Îi spunem punctual, deci, omului. După aia, nu peste un an, peste cât timp? Da, să arate țiplă. Dacă proiectul respectiv înturnește punctajul necesar, probabil că în 2 ani de zile putem discuta de o licitație și de a putea, de a ne putea ocupa și de... Deci eu iau ca marjă sfârșitul mandatului dumneavoastră. Nu, undeva pe la mijloc, deci în a doua parte a mandatului. 2 ani, maxim 3 ani, domnul meu, care a sunat mai devreme. Și o casă când o faci, nu o termini într-o lună, două. Categorii. Nu, eu zic, cred că s-a așteptat, dar putem să mai așteptăm, dar după 3 ani veniți la Valea Prahovei și discutăm altfel. Deci a promis domnul primar în 3 ani. Credeți-mă că o să... Nu, a spus că dacă îndeplinește punctajul, pentru că să facă niște îndeplinește punctaje, sunt niște criterii... Dar sunt convins că aveți grijă să îndeplinească punctajul. Există, nu, maestru, și îmi cer scuze interlocutorului care va intra în emisiune, există niște criterii pe baza căruia sunt prioritizate aceste proiecte. Și în funcție de acestea, 1, 2, 3, 4, în funcție de această prioritizare. Dacă intră în această prioritizare peste linia de trecere, poate fi finanțat. Dacă nu... Păi, eu cred că aveți oameni competenți în primărie, la Direcția de Relații Internaționale, care să facă... Știți cum e? Sumele sunt... Bun, haideți să luăm telefonul și după aia revenim. Bună seara, cu cine avem plăcerea? Bună seara, Răzvan, sunt bun numai. Domnul Răzvan? Da, sunt suporter al echipei de fotbal. Ziceți, domnul Răzvan, bănuiesc că de petrolul vreți să întrebați, nu? Da. Dar ar fi când se rezolvă problema cu abonamentele și cu biletele. Da. Știu că ține de consiliul local. Am înțeles că nu pot întâlnă decât în concediu, dar și eu zic că trebuie să grăbească pentru că poate 20 începe, nu? Corect. Sunt oameni care vor să cumpere, sunt oameni care trimit bani în străinătate și nu pot să cumpărăm nimic. Și ne făităm că nu avem bani la echipă. Echipa asta care a plecat de jos, acum a susținut de noi. Am înțeles. N-aș vrea să știți părerea mea despre... Domnul primar știe foarte bine... Cum? Domnul primar știe foarte bine care a fost și aportul nostru al galeriei. Am înțeles. Ok. Deci pe dumneavoastră vă interesează... Pe dumneavoastră vă interesează când se vor scoate abonamentele și biletele la vânzare, nu? Da. Asta e întrebarea. Mai aveți și alta? Nu, atât. Mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu, seară bună. Domnul primar. Bun. Ești legat când se vor scoate abonamentele în vânzare, nu sunt... Nu pot eu să spun cu exactitate. Ceea ce pot să spun cu exactitate este că în cursul săptămânii viitoare vom avea o ședință extraordinară. Am vorbit și cu cei doi colegi mei, cu cei doi viceprimari și acolo se vor dezbate o serie de lucruri care țin de posibilitatea emiterii acestor abonamente pe stadionul Petrolul și pe modul în care va continua sunt activitatea. Sunt niște surse de venit pentru echipă. Da, sunt niște surse importante și mă bucur să aud faptul că există un interes destul de mare în a cumpăra astfel de abonamente și iată, de bilete. Iată, da. Nu mai trebuie să așteptați, nu? Da, dar respect și un termen pentru... O ședință extraordinară, am discutat cu o serie de oameni care sunt implicați și care mi-au spus că o ședință care poate avea loc în săptămâna viitoare, miercuri, de exemplu, este un moment, să spunem, normal, astfel încât ei să poată desfășura apoi activitatea de a emite abonamentele, biletele și alte lucruri pe care trebuie să le facă pentru echipă. Înțeles. Deci săptămâna viitoare o să fie o ședință extraordinară, Da. Și acolo vor fi aprobate procedurile? Da, acolo sunt o serie de proiecte de hotărâre. Sper să apucăm să discutăm în seara asta de ce avem de discutat și să epuizăm și subiectul cu, ziceți, cu deratizarea și să intrăm și pe CSM. Bună seara! Cu cine avem onoarea? Alo? Mai sunteți? Alo? Bună seara! Cu cine avem plăcere? Bună seara! Bună seara! Cu cine avem plăcerea? Știți să vorbim, mă numesc Cristionescu din Ploiești. Ziceți domnul Cristionescu, dar vă rog repede și scurt. Scurt, vreau să întreb fotbaliștii de la CSM li se vor încheia contracte și vor fi finanțați de către primărie, seniorii de la CSM, că, să zic așa. Am înțeles. Da, mai aveți și altă întrebare? Și cu izolația pe fonduri europene a blocurilor. O să abordăm asta în partea în tot Ploieștiu. Asta, domnul Ionescu, asta o să abordăm punctual aplicat în partea a doua sau a treia emisiunii noastre, da? Da. Și vă rog să fiți atenți să ne urmăriți până la final. Asta e ideea. Vă mulțumesc mult. Da. Vă mulțumesc mult. Da, o seară bună. Seară bună. Deci, vă rog. Legat de CSM, în general, CSM. Nu este strict numai problema... Vreți să abordăm acum și revenim după aia? Haideți să finalizăm subiectul... Da, rog pe telespectatorul care a sunat mai devreme să aibă puțină răbdare. În partea a doua revenim cu CSM-ul. Acum ne epuizăm cu țânțarii și cu... Nu, vreau să închid discuția aceea legată de fondurile europene și de cartierul Pictor Rosenthal. Da. Să știți că... Oricât de performant ar fi primăria, suma de bani de care dispune primăria este de 45 de milioane de euro pe tipul acesta de proiecte. În tipul acesta de proiecte, sau în categoria acesta de proiecte, intră posibilitatea de a face legătura între gara de vest și gara de sud, de a crea niște terminale multimodale, de a face anumite, de a crește numărul de trasee și de a face trasele respective pe zona electrică și așa mai departe. Totodată, tot aici pot fi finanțate locuințe sociale, pot fi finanțate școli, grădinițe, creșe, pot fi finanțate aceste obiective care sunt, să spunem, în zone defavorizate ale municipiului Ploiești și așa mai departe. Nu se poate întruni punctaj? Chiar sunt zone care... Nu, dar sunt foarte multe proiecte și să știți că nu sunt foarte puțin costisitoare, dacă sunt mă pot explica. Și ele sunt ierarhizate. Dar și Pictor Rosenthal, da, omul a venit și a întrebat de asta, e da, prins există, în da, prioritizare. Există o listă de proiecte din care, pe baza acestor criterii care nu sunt făcute de municipalitate, deci ele sunt niște... Dar lista există, da, nu? Lista există. De ce n-ați ieșit cu ea? De ce nu ieșiți cu ea să iasă în presă? Lista se află și într-un document public care se cheamă strategia integrată... Domn primar, lista aia, dacă o scoateți, e mult mai ușor de citit. La municipiului Ploiești. Da, citește cineva. Putem să scoatem lista aceasta să vedeți care sunt proiecte. Bine, aceste proiecte, da, vor fi ierarhizate pe aceste criterii care nu le face municipalitatea, da? Da. Și în funcție sunt stabilite de ADR. Da, sunt stabilite. Nu neapărat de ADR. De Uniune. Așa. Și în funcție de acestea, în funcție de sumele fiecăruia, încep să faci proiectele respective.
Mai pot intra proiecte când? În momentul în care ții licitațiile, sumele pe care le-ai prevăzut inițial în proiecte se micșorează în urma licitației și ele sunt executate pe bani mai puțin și atunci, făcându-se economii, mai pot intra proiecte de pe lista ce era fixată. De asta eu spun că există șanse ca acest proiect deja să intre. Ne presează și publicitatea și mă ceartă șeful meu aici, dacă nu iau publicitate. Dar luăm telefonul, după care revenim și n-aș vrea să trecem până nu încheiem și cu deratizarea și pe urmă să intrăm și pe CSM și să o invităm și pe doamna Crăciunoiu la discuție cu noi aici. Bună seara! Alo! Bună seara! Cu cine avem plăcerea? Alo! Mă auziți? Bună seara! Ia zic! Bună seara! Cu cine avem plăcerea? Mă numesc Roxana. Ziceți? Sunt mămica unei fetițe de 9 ani jumate, aproape 10. E sportiva a clubului municipal. Aș dori să știu în legătură cu salariile antrenorilor și cu modalitatea de antrenament. Eu tot o buibășeală acolo, se fac antrenamente, handball, pe gimnastică ritmică. Credeți că avem vreo șansă să se construiască și nouă sală în legătură cu... Pentru viitorul copiilor noștri, mă gândesc. Totuși, ați văzut că și la Jocurile Olimpice sunt sportive ale României care, de fapt, numai una singură, care reprezintă România la Jocurile Olimpice. Și eu consider că e un sport frumos, sănătos. Prefer să facă un sport decât să stea cu o tabletă sau toată ziua la calculator. Ce șanse avem să... Aveți perfect de dreptate. Am înțeles. Doamna Roxana, haideți, faceți o pauză. Dacă nu mai aveți alte întrebări, să știți că discuția asta va fi abordată punctual în partea a doua emisiunii, legat de CSM, cu ceea ce se va întâmpla acolo. Noi suntem foarte nerăbdători. Știu. Suntem de vreo 3 luni, am mai avut probleme de acolo. Știu. Sunt destul de vechi. Știu. Haideți să am înțeles întrebarea noastră, va fi abordată punctual în partea a doua sau a treia, dar stați până la final că sigur aflați răspunsul la întrebarea noastră. Vă mulțumesc mult și ne oprim pentru publicitate, după care revenim în partea a doua emisiunii. Haideți să luăm publicitatea.